Capitala Rusiei a fost atacată, mai multe drone au cauzat distrugeri minore asupra câtorva clădiri rezidențiale din Moscova. Oficialii din Moscova au informat că atacul a avut loc dis de dimineață, fiind lovite mai multe clădiri rezidențiale. Până la acest moment nu au fost raportate victime, și nici nu există riscul ca una dintre clădirile avariate să se prăbușească. Nu este clar cine a lansat dronele, iar Chievul nu și-a asumat răspunderea pentru aceste atacuri, existând posibilitatea ca aceste atacuri să fie realizate sub steag fals. Potrivit autorităților ruse, aproximativ 10 aeronave fără pilot au fost doborâte la marginea Moscovei și în regiunile apropiate. În mai multe imagini pot fi văzute clădiri avariate ușor, ale căror ferestre au fost distruse. Ca măsură de precauție, autoritățile au dispus evacuarea cetățenilor din clădirile avariate. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce Federația Rusă a lansat o ploaie de drone asupra Kievului, printre cele mai violente de la începutul conflictului. Acesta este cel mai grav atac realizat asupra Moscovei de la evenimentul care a avut loc la începutul lunii, când o dronă a explodat deasupra Kremlinului. Conducerea a atribuit acel eveniment direct Ucrainei.